Bună, dragi prieteni și abonați ai canalului de toate pentru voi! Rețeta pe care o voi face astăzi este pâine nefrământată cu semințe. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele ingrediente. 1 kg de făină, pe care eu am cernut-o deja, 2 lingurițe de sare, 2 lingurițe de zahăr pentru drojdie, folosesc 2 pliculețe de drojdie uscată, a câte 7 grame fiecare, apă călduță, cam 800-900 de mililitri, folie alimentară, folie de copt pentru tapetat tăvițele de copt. Bun, la început vom începe cu drojdia, peste care vom adăuga apa călduță, 2 lingurițe de zahăr și vom lăsa acoperit timp de 10 minute. Eu pun doar atât și restul de apă călduță o voi pune în compoziție. Pun 2 lingurițe de zahăr care activează drojdia. Și amestecăm ușor să se dizolve drojdia. Puteți folosi de asemenea drojdie crudă, atunci trebuie să puneți 50 de grame de drojdie. Încă puțin. Voi pune pe deasupra puțină făină albă, după care voi acoperi și voi lăsa 10 minute. Au trecut cele 10 minute, să vedem cum arată drojdia noastră, perfect. Acum vom amesteca restul ingredientelor. Punem 2 lingurițe de sare în făină. Semințele de flora sarului și de dovleac, pe care eu puțin le-am prăjit, ca să aibă o aromă mai bună. O găurică în mijloc, să adăugăm apa rămasă și drojdia. Deci am folosit 900 de mililitri de apă. O să fie un amestec moale, pentru că nu frământăm. Să vedeți. Amestecăm bine de tot. După ce amestec bine, bine de tot, o să împart compoziția în 2 boluri, acoperim cu folie alimentară și lăsăm la dospit cam 45-50 de minute. După ce am amestecat toate ingredientele, am împărțit cantitatea în 2 boluri. Acum vom acoperi cu folie alimentară și vom lăsa la dospit 50 de minute voi lăsa eu. Dacă este suficient, voi lăsa chiar mai mult, în funcție de cât de bine crește. În mod normal, trebuie cantitatea să fie dublă.
Eu pun așa câte două, să fiu sigură că nu am gol de aer pe nicăieri. Da. Și dai eu asta la alt. Așa și verificăm peste 50 de minute. Cam așa au crescut. Eu le-am lăsat 2 ore pentru că am vrut să ajung la cantitatea aceasta. În funcție și de căldură și de mai multe. Bun. Acum o să turnăm în tava pregătită. Ce punem în tăvile de copt, o să le introducem la cuptor cam pentru 50 de minute, pe care le-am preîncălzit 15 minute la 180 de grade. Unul dintre ei deja l-am uns cu ulei de măsline. Îl luăm și doilea. Și voi introduce la cuptor pentru cam 50 de minute la 190 de grade. Nu vă aștept să verificați înainte de 50 de minute, pentru că fiecare cuptor e diferit față de altul. Acum o să introducem în cuptor. După ce au stat 50 de minute la cuptor, pâinile noastre sunt gata. Eu le-am mai ținut acoperite o jumătate de oră cu hârtie de copt, așa, da? După care le-am scos frumos. Uitați cât de ușor se scot. Foarte bine. Bun. Eu am tăiat deja o feliuță. Mai tăiem. Este încă un pic călduță.
telefon și eu am zis că dumneavoastră puteți să o serviți cu ce doriți dumneavoastră. Noi, pentru că vrem să servim micul dejun, o vom servi cu puțină cremă de cacao. Sper din suflet să vă placă această rețetă de pâine nefrământată, cu semințe de floarea soarelui și de dovleac. Dacă vă grăbiți și nu aveți timp de frământat sau pur și simplu nu vă place să frământați, aceasta zic că este rețeta ideală. Mai rapid de atât, nici că se poate. Poftă bună, dragii mei!